gata, mi-am luat sculă, era super periculos cu flexul ăla, m-am chinuit mult timp, m-am strâns din măruntaie, mi-am luat de hobby, nu figuri, dar e altceva, vă zic, e șmecherie. E a doua tăietură care o fac eu. Apărătoare, totuși, mecherie. Ce fac? Trag și eu să termin răsanița. Ia uitați-o. M-am închis capacele astea, o să pun policarbonat deocamdată. Nu stau să mai iau acum, că nu e cam închis peste tot. O să fac un chenar și aici, astfel încât să pot să mă prind cu policarbonatul. Surpriza, știți, e gresie. Eu tot pun bucățele. Azi vreau să-l postez. Termin și după care fac pe de întreg, așa. Fără, știu și eu, upgrade-uri, mai pun eu o folie aluminată, mă rog. Pe capete pun deocamdată policarbonat de care mai am. Nu mai am de ăsta transparent cum doresc eu să fie toată, știți voi, OZN-ul. Așa îmi place mie. Eu fac cu pasiune ceea ce fac și ca atare din pasiune vreau să dau randament. Am pus policarbonatul ăsta, l-am prins provizoriu și o să-l tai acum. Da? Să vedem cum îmi vine. Să mă chinui să-mi vină cât mai frumos și cât mai jos să fie și izolant. Îl fac din ochi, fără de start deocamdată. Vedem ce îmi dă. Am cablul de sub, cablul de la alimentare, de-aia sunt mai atent așa. Ups! Da? Îl mai prind pe aici. Îi tai. Să nu mă agăț în ea. Aici la fel. Da. Și mai prind niște capse pe aici, niște negrese, se ermetizeze. Da, îi dau și pe aici. O să fie șmecherie, așa o să fac și în partea cealaltă, încât răsanița foarte rapid va fi gata și îi dau probă cu căldură. În sfârșit, 90% am terminat răsanița nouă. Știu! Bibelou, așa îmi place mie. Mai am depus o folie aluminizată, mă rog, baza colinii ale mele. Vreau să vedeți sistemul ăsta. E un sistem, după ideea mea, l-am upgradat, l-am verificat inițial, mie mi-a dat randament. Acum o să o văd și cu plante mai bine în ele. În răsanțele astea, de ce zic ele? Pentru că asta e prima. Am deja gresia din ea pe care o să o vedeți și pentru cea de jos germinare o să vă arăt și o să mă extind la cel puțin solarul ăsta la toate mesele. În funcție de cum fac rost de gresie, la un preț foarte mic, capete de stocuri, ce am reușit să fac rost, încât să nu dau ca nebunul gresie, nu mă interesează culoarea. Și acum vreau să văd ce am făcut. V-am arătat de la început, pas cu pas, așa am tot filmat, cum am montat, cum tot de la schelet. Am pus statura de pământ sub rezistență. Deci scândură, polistiren, un strat de pământ de nisip de maxim 5, rezistența la distanțe cu cleme omega, mă rog, pe rezistență, la nivelul rezistenței am pus puțin, n-am mai pus nisip mult, înțelegeți? Adică să stea rezistența înfundată în nisip așa. Asta e rezistența în nisip așa. Asta e nisip. După care am gândit eu, și de asta sunt mulțumit de proiectul ăsta, poate unii o să râdeți, dar mie tare mult îmi place ce am făcut. Știți că eu fac cu pasiune totul, în primul rând, după care din pasiune ca un randament. Gresia asta. Uitați-vă înăuntru. Pot să zoomez înăuntru.
gresia asta se încălzește și dă efectul de sobă, știți bine, de încălzire reală în pardoseală, în casă. Vreau să vă spun că sunt atât de încântat pentru că în mod foarte rapid se încălzește. Am făcut un test, acum o să-l fac definitiv, chiar dacă încă nu sunt gata. Adică eu mi-am pus plexicul ăsta prin care eu vreau să văd plantele. Peste el va veni și înveliș. O să vedeți, o să pun agril și o folie. Ia-mi o folie cu bulă, mi-a rămas de acoperiș, șmecheră. Foarte ok. Care va fi folosită în primele zile până la răsărire. Sistemul ăsta l-am făcut așa pe spate, l-am făcut fix și pe capete. N-am mai avut de ăsta, am pus policarbonat. Probabil așa o să rămână, că nu mă deranjează pe capete, lumina vine de sus. Și am făcut sistem cu balamale, astfel încât să pot lucra. Asta vine jos frumos, nu mă deranjează, eu vin cu alveolele. Le-am înfipt aici frumos. Îmi încap multe alveole aici. Da? După care când vreau, asta vine jos, am mi-am pus și un mâner. Vine aici. Aici va veni folia aia cu care voi îmbrăca marginile și automat, cel puțin aici va fi mai etanș. Nu peste tot etanș, nici nu mă interesează. Chiar am în cap, o să vedeți, să mai pun un upgrade, nu vi-l zic acum, înăuntru, ca să mă ajute pe mine la uniformizarea temperaturii și umidității dinăuntru. Vreau să lucrez, am ridicat frumos de mânerul ăsta, am făcut așa, atent să nu cadă, da? Și am pus asta aici. Ne-am venit cu alveole frumos semănate, mi le-am înfipt aici. Ajung și la aia, o iau de aici. Eu sunt pitic, dar mie îmi place să fie mai înalte lucrurile. Chiar dacă unii ar zice că mai jos, nu. Eu nu vreau să mă plec din coloană de aici, să am probleme. Eu vreau să lucrez doar cu brațele. Deși aici mi-e suficient. Am vrut-o mai înaltă, tocmai să fiu la nivelul ăsta, să respir plante așa, să mă uit la ele. Înțelegeți? Nu vreau mai jos. Nu vreau să mă cocoșez. N-am de ce. Oricum o să am sertarul de pregerminare aici, unde o să-l fac ca un sertar și o să bag tot pe gresie, rezistență, o să vedeți. Sunt mulțumit tare, am vrut să vă arăt asta. Eu n-am mai văzut cu gresie, răsadițe. Nu e nevoie, evident, că asta e explicația, bă, nu e nevoie de atâta upgrade. Mie îmi place să-mi upgradez, îmi place să-mi fie drag, îmi place să-mi randament. Eu preconizez că o să scadă și consumul și că va fi mult mai bine controlată temperatura. Ca dovadă, uitați aici, am salata aia pe care am făcut-o, ăsta e mai nou, până se lasă, la puțin. Cu senzori cu care am verificat tot ce înseamnă temperatură și umiditate. Ăsta am scos-o puțin mai târziu, e puțin alungită salata, dar nu mă deranjează. Oricum o să fac cadou. Asta e la o cerere la un schit, nu mă deranjează, nu iau bani pe ea, nu mi-e rușine să zic. Ăsta este senzorul, o să vină sub alveolă, voi upgrada și voi băga și ce înseamnă termometra asta cu de temperatură și de umiditate peste tot, că să am control dublu. Iar aici am upgradat. Deci două lucruri vă arăt în videoclipul ăsta. Pe asta nu stau mult, o să fac un material separat. Cu cutii de comandă. Da? Am capul pentru extenderul de net separat, deocamdată stă aici, să-mi dea net în zona asta. Aici am făcut cutii de comandă. Pe prize inteligente la fel, vă fac așa repede prezentare, îmi pleacă, pe una am brăsarnițele și apoi am butoane. Și acum, vedeți, am 11 grade, eu o să dau mai mult deja, setarea a fost de 3 grade, o să vreau să încălzesc, să văd cum încălzește. Sunt 3 grade alea diferență plus minus, a plecat. Eu o să dau, uitați, un 18 grade, vreau eu, acum să meargă salata aia mai repede în răsadul. Cu astea două termostate, prin cabluri, pe sub pământ, cu izolație, cu Copex, ca la carte, am venit cu alimentarea, uitați-o pe aici. Prin Copex, aici va veni și răsanța a doua, frumos băgat, prin pământ mi se duce la toate mesele. Nu mai am probleme cu cablul prin solarată, nici atârnate, mă refer pentru alimentarea meselor. Una peste alta, de fapt, asta am să vă arăt astăzi. Normal că trebuie legată încălzirea de subiectul ăsta, de asta v-am arătat cât de cât și ce înseamnă cutia de comandă, care e panoul de comandă tot, e similar și în panou, în solarul cel mare, cu 3 termostate și acolo totul pleacă dintr-o singură cutie, pe prize inteligente, MST-ul. Să avem sărbători mișto, totul cu pasiune.